Cofondatorii Teatrului Național Craiova sunt Costache Caragiali, unchiul viitorului mare dramaturg Ion Luca Caragiale, Costache Mihăileanu și Constantin Sârghie. Ei își reunesc forțele în anul de grație 1850 prin sosirea de la București a acestor combatanți care mai făcuseră teatru în țara românească. Lui Caragiali se cunosc antecedente chiar la 1834 la Botoșani. El, de fapt, se va întoarce în 1852 sau mai devreme, probabil în 1851, dar în 1852 apare Teatrul Național din București, care este tot o creație a sa. Teatrul Național, ca atare, este consemnat, apariția sa, printr-o notă din Vestitorul românesc, semnată de Chițu, care fusese ministru, din câte știu, în guvernul liberal, dar și primar al Craiovei, un om interesat de propășirea culturală și spirituală a Craiovei. Activitatea sa este așadar meritorie, inclusiv prin faptul că el este cel care consemnează apariția la 29 iunie 1850 a Teatrului Național, pentru că anterior aveam aici trupe de amatori care erau conduse de entuziastul Alecu Corcoveanu, care erau sprijinite de entuziastul boier Pera Opran, dar și de alți membri ai protipendadei craiovene. Trupa juca însă așa cum putea, în special vara, prin grădinile și terasele orașului și din când în când era îngăduită, cum se spune, în saloanele protipendadei craiovene. Avem așadar teatru de la 1850. Știm că la 1851, pe actualul amplasament al băilor publice mai degrabă, dar și al editurii Scrisul Românesc, se ridică un sediu bunicel pentru acea vreme din Paiente, care însă arde în noaptea de Revelion a anului 1856. Teatrul și flăcările au fost întotdeauna foarte prietene.